Garanția europeană pentru copii, explicată pe înțelesul lor. Avem un plan bine stabilit, care va îmbunătăți viața copiilor și se va întinde până în anul 2030. Așadar, ce trebuie să se întâmple până în anul 2030? Familiile care au copii și care au nevoie de ajutor primesc sprijin pentru a avea un acoperiș deasupra capului. Astfel, 500.000 de copii din familii sărace vor fi ajutați și sprijiniți. Până în 2030, copiii ar trebui să primească mâncare sănătoasă pentru a crește armonios și puternici. Atunci când copiii nu pot sta cu familiile lor, planul este ca aceștia să fie ocrotiți în familii care să iubească și să îngrijească. Copiii trebuie să fie feriți de violență. Este necesar un sistem de înregistrare și centralizare a situațiilor de violență asupra copiilor pentru a-i putea proteja mai bine, precum și de campanii naționale de conștientizare a formelor de violență. Copiii vulnerabili sunt cei care au nevoia cea mai mare de sprijin. Prin garanția pentru copii, aceștia, fie că sunt copii cu dizabilități, copii cu părinți plecați la muncă în străinătate, copii din familii de migranți sau copii care urmează să părăsească sistemul de protecție specială, trebuie sprijiniți pentru a avea o viață mai bună. Țara noastră vrea să îmbunătățească starea de sănătate a copiilor. Ne-am mai propus ca toți copiii să aibă acces la educație cât mai devreme în viață și să continue să învețe, fără obstacole. Și mai e ceva! Nu e așa că ar fi frumos ca toate regulile și legile care ajută copiii să fie scrise în așa fel încât chiar ei să le înțeleagă cu ușurință? Pentru asta se va crea un program special care să ne ajute să decidem împreună când să facem lucrurile mai bune pentru toți copiii. Haideți să fim curajoși! Și să visăm la o Românie, unde toți copiii sunt importanți și protejați, indiferent de unde vine el sau ea.